Primul incendiu de vegetație din această vară din Timiș a lovit un lan de orz din localitatea Variaș. 25 de hectare de cultură au ars ca o torță în urma unor scântei mecanice de la un utilaj agricol. Pompierii militari din cadrul secției Sinicolau Mare, sprijiniți de voluntari din comuna Variaș, s-au mobilizat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lan de orz în localitatea Variaș. Incendiul care s-a produs în urma unor scântei mecanice de la un utilaj agricol a cuprins 25 de hectare de cultură de orz. Pompierii au reușit să salveze restul suprafeței de cultură agricolă și terenurile învecinate de peste 60 de hectare. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Vă recomandăm să supravegheați permanent culturile agricole, îndeosebi în perioadele cu temperaturi ridicate și verificați regulat utilajele agricole pentru a preveni supraîncălzirea. Transmit reprezentanții Isu Timiș.